tembești și te apuci de cântat, închide ferestrele să nu te audă tot satul cum behăi ca un măgar. Dacă se discută politică, nu zi nici da, nici nu, fii ambigu. Vezi tu de potroacele alea. Din ăsta avea și Dumnezeu, părinte, a? Din ăsta, dar nu mai am decât o damigeană. Domnule doctor, îmi luați o tărie în deschidere. După câte văd, nu o duceți tocmai rău. Deocamdată mai avem. Domnule doctor, românul i-a dat din mânsa. Se plânge toată ziua când are de injurie, dar să descurcă. Vorba lui tata, Dumnezeu să-i ierte. De bine, de rău, o ducem bine. Câte vreme va mai exista trănime în țara asta, o să ne descurcăm. Întrebarea e ceva ce gând n-o mai fi. Ia uite cum o dă pe politică, vezi? Asta, domnule, asta încă nu e politică. Fii atent aceea. La CAP nu lucrează decât femeile. Bărbații merg la oraș, dar nu în producție, nu. Marea majoritate, adică 90%, sunt paznici de zi și de noapte. Noi fiind, cred eu, satul, ca să nu zic țara, cu cel mai mare procent din Europa de oameni fără meserie. Toți avem voie să întreb. Lasă-mă, nu mai întreba nimic. De ce nu mai așa? E politică. Așa-i călarul român, creatorul mioritii și talpa țării. Ai sictir, sunt niște proști. Sictir tu, am să te zdrobesc punct cu punct. Unu. Părintele vine și zice că noi nu mai avem țărănime în țară. Fals! Avem țărănime! Adică avem atâta cât ne trebuie. Păi dacă ar fi mai mult țărăni, ce-ar face ei? Ar sta toate cu cracii pe pereți sau la bufet unde ar pune țara la cale și s-ar crea un surplus de forță de muncă. Bravo, domnule primar! Vă-ați că dumneavoastră ales convine situația ca la strânsul record să fie aduși militari. Lasă-mă, domnule, pace! Elevi, studenți cu profesori lor, cu tot! Da, lasă-mă să vorbesc! Statul este în câștig, iar elevul, studentul și cu profesorul învață cu ocazia asta că dacă vrea pâine pe masă să muncească. E o plăcere și o onoare. Chestia cu plăcerea și onoarea n-am mai auzit-o. N-ai mai auzit-o? Hai, dă-te mărta. Iar ați dat-o pe politică, firea ce-ai dracu. Stătea asta din ce cauză? Din cauza americanilor. Niște porci americani. Ordinari ăștia de americani. Vor să supună lumea cu ajutorul dolarilor și a dobânzilor. Or să mănânci un mare căcap până la urmă, pentru că nu o să le plătească nimeni datoriile. Și dacă toate țările din lume o să le spună americanilor ai sictir, atunci americanul o să rămână cu buza umflată. Vă spun eu și țineți minte ce vă spun. Domnule doctor, mai avem de trăit și sfinția ta, părinte. El mai prost om de lume e american. Domnule doctor, sunteți născut la țară? Da. Din familie țărani sau intelectuali? De țărani. Și ce părere aveți de situația actuală a țărănimii? Am să vă spun ce părere am despre situația orășenilor, întrucât la țară nu mai locuiesc practic de la vârsta de 10 ani. Dumnealor lucrează în organele securității, după cum bine știți, dar vă faceți că nu știți. Ei au fost în misiune aici. Ce misiune? Numai noi știm și nu avem nicio intenție să vă divulgăm dumneavoastră. Nu-i așa? Vedeți portbagajul instalat pe capota mașinii din curte? Ei bine, el este instalat acolo pentru că la întoarcere dânsii se poate duce acasă ceva struguri, cartofi, un vinuleț, mă rog, ce s-o mai găsi, dacă s-o mai găsi. Adică la ducere erau pe post de James Bond, la întoarcere pe post de aprozar. Aceasta este la ora actuală situația orășanului din România. Și încă cel mai privilegiat, care este securistul. Ești